Vacanța de primăvară a fost prelungită astfel încât să se reducă mobilitatea în perioada lunii aprilie. Astfel, elevii vor avea o vacanță începând cu 2 aprilie și până pe 4 mai. În această perioadă, elevii din clasele terminale de studiu vor face cursuri online, iar grădinițele și programele școală după școală ar putea rămâne deschise dacă instituțiile vor obține avizul epidemiologic de la direcțiile de sănătate publică. Ce este declarația domnului ministru în legătură cu funcționarea grădinițelor, acolo unde e cazul, deci cu avizul DSP și respectiv derularea programului școală după școală, deci programului remedial. Dar așteptăm că probabil o să vină și o notă, nu cred că, ori din o notă de la minister. Cei de 8-a și a 12-a oricum au 3 săptămâni de învățământ online, deci la ei nu s-a schimbat structura anului școlar, da? Numai că nu vor fi față în față cele 3 săptămâni din interior, da? Cele 3 care fac puntea între cele 2 săptămâni de vacanță. De pe 2 aprilie până pe 4 mai, preșcolarii 1, 4, 5, 7, 9, 11 au vacanță. Da? Iar clasele terminale, adică a 8-a, a 12-a, a 13-a, vor avea și cursuri, da? De pe 12 aprilie până pe 30. În plus, pentru elevi, anul școlar actual se va încheia pe 2 iulie 2021 și nu pe 18 iunie, cum era stabilit inițial, potrivit anunțului făcut de ministrul Educației Sorin Câmpeanu.